Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc, Vasile. Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc îngrijitoarei lui Alice. Și apoi vă mulțumesc dumneavoastră, în special cei care stați pe jos și cei care stați în picioare. Mă gândeam cum se simte și cum se vede această sală stând în picioare. Și încep cu lucrul acesta și pentru un exercițiu, să spun, pe fondul temei pe care am auzit-o acum, oarecum surprins, dar nu chiar, care trebuie să o prezint. Și vă spun lucrul acesta pentru că bănuiesc că Elenuaț ar încerca să facă o piruetă, cum să spun, de metadiscurs și să se întrebe din ce poziție vorbește și din ce poziție îl ascultați. Și dacă noi avem spate, pentru că nu-i nimic în spate și suntem precum monarhii, dumneavoastră cine sunteți? Noi am fi cei ce știm, noroc că nu suntem oațieni. Și noroc că n-am auzit sintagma asta, deși, din păcate, auzi ieni după mulți oameni care au încercat să fie ei înșiși. Și culmea, cei care preiau ștafeta devin numele celui care s-a ferit de ștafete. Este, în definitiv, contraintuitiv, antibun simț, ceea ce facem în genere. De fapt, noi încercăm să avem bun simț și asta e o problemă. Mă prezint în fața dumneavoastră fără bun simț, în sensul în care nu m-am pregătit. Oricum n-aveam despre ce să mă pregătesc, că n-o să încep să vă spun despre carte. O citiți. Asta e și ideea. Și apoi să vorbesc despre Zen în ce calitate. Dacă i-a spune singurul instructor de Zen, Ionuț, din Zen, dojo din Deistor, unde se, e o practică autentică, că am fost invitat să vorbesc despre Zen, în fine, rămâne într-o tăcere nobilă. Și pentru faptul că foarte puțin reușesc să rămân în acel templu. Imaginați-vă că funcționează de 20 de ani și sunt vreo 3 oameni care au supraviețuit practicii Zen acolo. Mihai a făcut un lucru excepțional pentru că Zazen-ul, într-o rigoare Soto-Zen, este năucitoare sub aspectul druelor de genunchi, că tot vorbeam de contactul cu corpul, în timp ce Six of Happiness este un loc unde putem mai ușor să rămânem. Și iată, oamenii rămân. E vorba de a interpreta. De la Mihai a început toată povestea cu Elenuaț în România, înainte puteai să-l auzi, acum poți să-l citești. E un interpret. Să interpretezi, adică să-l faci pe celălalt să înțeleagă, numai dacă ai înțeles tu. Noi suntem și putem vorbi numai ceea ce realizăm, ceea ce trăim. Altfel nu avem putere. Să te pregătești să vorbești într-o astfel de sală. Să-ți faci un inventar de idei. Adică să furi ideile dintr-un timp, apropo de clepsidă, și să le aduci într-un prezent în care oricum, pentru că tu le reproduci și nu le produci, ceilalți simt asta. Pe de altă parte, să te expui unei forme de nimic intern, adică lipsei unui checklist intern, fac paranteză, ceea ce vă spun e un exercițiu în direct despre ceea ce ar fi trebuit să vorbesc. Da. Închid paranteza. Fără un checklist, să te prezinți în fața unor oameni vorbind nimic, pentru că nu știi ce ai de spus, eventual auzi în timp ce ai de spus ceea ce ai de spus. Poate să iasă rău de tot. Poate să iasă bine, nu știi cum o să iasă, știi cum intră. Ca să faci lucrul acesta înseamnă să poți să accepți că ești ceea ce ești. Pentru că dacă eu vreau ca Sorin să mă mai cheme și nu fac frumos, nu e bine deloc. Poate cine știe, nu? Fundația Calea Victoriei, să mă cheme și pe mine odată să vorbesc. Și așa mai departe. Știți despre ce vorbesc? Avem nevoie să fim plăcuți și atunci e o miză. Nu mai poți să fii tu. Cum să fii tu? Hai,
cei care stați în picioare, hai, relaxați-vă ca și cum ați stat jos. Stai în picioare, nu poți să te relaxezi. Avem angoasele noastre, avem câmpul nostru identitar. Îl moștenim transgenerațional. Ellen Watts are o carte și despre psihoterapie în Est și Vest. A fost aproape cu Jung, a fost în zona asta, a înțeles-o, a trăit-o. Și atunci, mă întâlnesc cu oamenii, că asta e meseria mea. Și ascult. Și oamenii, unul la unul, încep să fie ceea ce sunt, mai mult decât suntem aici. Și realizez ceea ce unii spun și citim în cărți, că 90% din spațiul nostru intern este un spațiu de valuri, de furtună, de nefericire, de lipsă de sens, de angoasă, de tot ce vreți, numai de reper, nu? Și apoi avem destule forme de a ne crea pseudo-repere. Mall-ul ne ajută. Mă duc și eu la mall. Mai ales acum să ne reduce. Însă, după ce trec reducerile, crește prețul și cu ce faci? Cu ce rămâi? Ca să poți, deci, să practici meditația, ai nevoie să poți să practici viața. Ori, nu poți să practici viața dacă, ani de zile, în copilărie, auzeai următorul lucru. Zii dobitoacei de măta se ducă să cumpere pâine. Și ea spunând, Paștele mătii de nenorocit. Citat din viața reală, poate am nimerit pe cineva dintre dumneavoastră. O senzație de constrângere, de univers periclitant, nu scap din asta ușor. Și atunci, dacă citești o carte, nu te ajută. Dacă îți spune cineva, golește-ți mintea, o mare tâmpenie, iarăși nu te ajută. Să vorbești despre zen, deci. Ca să vă inspir despre zen. Prefer să vă expir despre zen și să fiu expirat. Mai ales că Ellen Watts a spus următorul lucru. Definiția unei vieți liniștite este următoarea. Și rămâi așa. Adică rămâi expirat. Nu ne place nici cuvântul ăsta să fim expirați. Pentru că avem nevoie să fim inspirați și sus, inspirațional. Internetul e plin de persoane care, în fine, își ridică falusul și vor să ne transmită ridicat. Falusul este, știți că e un simbol, nu face numai ceva, cum se spune. Și te face să ai o senzație, cum să zic, de puseu maniacal, cum că poți. Chestiunea e nu să poți, chestiunea e să poți să nu poți. Adică să accepți când nu poți și să știi că atunci când vine să poți, o să-ți treacă. Mai ales că în final ajungem toți acolo, să ne treacă. Și aici Ellen Watts din nou a vorbit și trebuie să facem asta, un institut pentru o moarte creativă. Dar până la aceea, măcar mini-morți, mini-moartea. Dar dacă aude cineva discursul ăsta, spune, domne, ăsta are o problemă, este depresiv-masochist și vrea să ne dea și nouă. Oricum, înainte să vorbesc despre lucrurile astea, uitându-mă la fețele voastre, m-am întristat, pentru că aveam senzația de corporatiști, cum să zic? Corporatriști. În fine, oameni care nu prea se bucură ceva. Poate este proiecția mea. Însă, mi-a plăcut diferența, tot Ellen Watts o făcea, sau dacă nu o făcea, eu zic despre el acum că făcea totul, între a te juca și joc. Jocurile care se practică astăzi sunt, în general, competitive. Nu-ți dau spațiu. Joaca este creativă și liberă. Ori, dacă practicăm competiție, și un spațiu, deci de ce să fii competitiv, de ce să fii mascul alfa, de ce să vrei, să vrei, să nu știu ce, pentru că lumea este un spațiu nesigur. Numai în siguranță te poți juca, numai în siguranță poți crea, numai în siguranță te poți vindeca. Cum se amenajează siguranța? Nu ține de noi. Pentru că avem o, cum să zic, o vocație a nevoii de siguranță și o incapacitate de a sta în nesiguranță proporțională cu reperurile interne și cu starea efectivă care este așa cum este.
Și apoi, cred că Alice vorbea despre metrica, felul în care vorbea de la noi, ce vorbește, cum vorbești, nu ce vorbești, nu conținutul și fondul. Vorba cuiva, băi, ai început să faci pe maestru cu tăceri lungi, tare-și dracu din gură. Da, da. În definitiv, eu sunt plătit ca să tac mai mult. Așa că, într-o societate în care conținutul și suprastimularea sunt exercițiu de fond și maraton 24 din 24, că veneam cu metrou și m-am uitat în față. Erau, unul nu era fără telefon să-l butoneze. Suprastimulare. Nu mai poți să faci nimic sau să nu faci nimic. Pentru că ai nevoie ca să te adaptezi de o supra-activitate internă. Ori asta se structurează, bun, e o chestiune deja culturală, postmodernă, fracționantă, cum vrei. Sunt explicații, avem explicații o grămadă. Vorba aia. Și după aia continuăm să vomităm, dar știm de ce. Chestiunea este să nu mai vomiți. Nu se știe de ce. Avem toate explicațiile. Psihologia, psihoterapia actuală oferă explicații. Chestiunea este să nu se știe. Să se întâmple spontan. Să fii mai bine. Să poți să fii mai bine. Acum, mă gândesc, apropo de timp, dacă am vorbit destul, dacă am făcut suficient frumos. Mulțumesc! S-a fac ceva. Am văzut clopoțelul adus de... Și ziceam, zic, bă, poate băgăm și noi ceva special, adică o liniște. Mă, liniște, că în corporație, corporația e în capul nostru și o să ne gândim. Dacă ați plătit întreținerea, ce mâncați, cu tare, cu tare, liniște. Nu o să fie liniște. O să fie în continuare bula fantasmatică pe care o avem cu toți. Nu avem capacitatea de grupa pregătitoare pentru grupa mică la grădiniță și ne dăm de universitate vis-a-vis de raportul cu noi înșine. Avem supermarket spiritual, tot felul de măiestri și de posibilități, fiecare practică ceva. Dar revenind aici, în directul acestui moment, ce am? O nevoie de a fi altfel, de a fi acolo, de a fi cândva? Despre asta e vorba. Și de ce avem nevoie să fim acolo? Să ne pierdem? Pentru că nu suportăm ce e acum. Ce e acum? Uite, ce sună asta? Ce e acum? Pentru dumneavoastră. Ați mâncat? Probabil le e foame câtorva din sală, alții deja, nu știu, fundul deja li s-a aplatizat și așa mai departe. Alții apasă niște lucruri. Asta este realitatea, să scapi din ea cumva. Sau să cer cuiva ajutor să te scape din ea. Cum se întâmplă schimbarea și miracolul? Ellen Watts, după părerea mea, el a fost super creativ pentru că a trăit inițial, poate, n-am citit cartea ca la mea, ca de obicei, sunt doi în cultură perfectă, așa că baia sunt aici. Cred că dincolo de ce ar fi scris, a simțit că ceva din spațiul în care inițial a făcut ochi era pe dos, poate. Și atunci a căutat să vorbească tuturor despre o altă lume. Mă uitam la video-urile lui târzii, de pe VAS, de pe ferryboat. Nu știu dacă ați văzut cum arată, dezbărca până aici, cu plete, cu... Se joacă. Nu mai interesează nimic. Nu mai trebuie să arate nimic, să dovedească nimic. Cui? Lui? Noi dovedim în continuare. Poate și eu acum dovedesc. Poate temperat, poate nu dovedesc așa cum ar fi. Habar n-am. El se punea în discuție pe el. În primul rând, lucrurile încep cu noi. Noi construim Universul. Ca să ajungi treptat, să fim în starea aceasta de joc, Winnicott, Donald Winnicott, un psihanalist care e cel mai, cum să zic, acceptat de toți. Nimeni îi găsesc cursuri foarte puține. A fost spus,
el, imaginați-vă un om serios, de tate, mergând pe bicicletă, fără mâini și cu picioarele pe ghidon, coborând dealul. Și oprindu-l poliția. Și ce faci? Nu se... Halul ăsta? Cum îți permiți să faci așa ceva? Să poți să te joci. Să poți să te joci, dar nu te joci la comandă. Nu poți să faci nimic la comandă. Aș vrea să închei acum printr-un exercițiu, cum să zic, așa, jucăuș, în sensul în care povestea asta cu Zen este precum povestea cu un conținut gazos excedental din sistemul digestiv. Ce faci cu el? Acum, în sală. Am atribut la Alice să zic, să ridice mâna cine are așa ceva. Ce faci cu el? Ce faci cu el acum? Îl lași, în mod spontan, să se ducă pe calea lui, care o fi aia, sau îl reții? L-ați reține ca să fiți cu bun simț. Calea Zen înseamnă să nu fii nici cu bun simț, nici fără bun simț. Ci pur și simplu să lași să se întâmple ceea ce se întâmplă. Adică, dacă îți scapă, îți scapă. Dacă nu îți scapă, nu îți scapă. Dacă scapă măcar un pic, cum spune Vasile, e un semn de primăvară, este un iocel al capacității ulterioare de a fi vocal. Așa că, până data viitoare, când ne întâlnim, să sperăm că o să auzim niște sunete cât se poate de spontane, astfel încât să vedem că aceste cărți și-au împlinit menirea și ne-au făcut pe noi să putem să fim măcar un pic așa și, sigur, destul de meteoric noi înșine. Vă mulțumesc! Mulțumim!